fost ora 23. Buletin de știri. București. Începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, Revoluția Românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe străzile din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți în lupta pentru libertate continuă să crească. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Nopți lungi și triste, acasă mă gândesc și pe voi, acolo vă zăresc. Sunt nopți pline de groază pentru mine în război. Sunt nopți de bază acolo la voi. Și, Doamne, pentru ce o viață de coșmar? Și pentru cine se moare în zadar? Sunt nopți pline de groază când teamă e să fiu. Sunt nopți de bază de care nu mai știu. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas. Acest cumplit război, de ce vă gândiți numai la voi? Și nici nu vă pasă de mama care-și plânge copilul său ucis, ce zace în bălți de sânge. Și nici nu vă pasă de cei ce nu mai sunt, de cei ce vă acuză de acolo din mormânt. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Să vezi ce-a mai rămas din oameni.
cea mai rămas din oameni. Doar, vino doar, să vezi cea mai București. Revoluția românilor a învins. După 25 de ani de teroare, dictatura Ceaușescu a fost răsturnată. România a redevenit liberă. Să vezi ce-a mai rămas din oameni. Ora 23, buletin de știri, București, începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități.